Piața Centrală are un nou director interimar, este vorba despre juristul Ion Pânta, care a fost numit în funcție de către primarul capitalei Ion Ceban. Se întâmplă după ce fostul șef interimar al pieței, Iurie Vasilenco, din motive necunoscute și-a dat demisia. Noul șef va deține interimatul până la organizarea unui nou concurs. Astăzi vrem să vă prezentăm candidatura persoanei care va îndeplini interimatul la Piața Centrală. Se vorbă despre domnul Ion Pânta, jurist de profesie. Ceea ce trebuie de făcut la Piața Centrală, în primul rând, ordine, pentru că bardacul care este aici nu este admisibil. Doi. Evident că aspectul vizual și estetic tot trebuie îmbunătățit. De asta eu vă rog foarte mult, cel târziu, la 1 aprilie, să fie puse pe masa primarului, a oficiului primarului, conceptul de modernizare a pieței. Edilul Capitalei a mai accentuat că, în orice condiții, în Piața Centrală, prioritate trebuie să aibă producătorii autohtoni, așa încât oamenii să aibă cum și unde să-și vândă producția. Noul șef interimar al Pieței Centrale, Ion Pântea, spune că va face tot posibilul pentru a schimba starea lucrurilor. Vă mulțumim frumos, domnul primar. Sperăm să facem pasul la toate obiectivele și sperăm să atingem acele scopuri statutare ale întreprinderii în beneficiul municipiului. Piața Centrală dispune de aproximativ 4.000 de locuri de vânzări.